Polițiștii rutieri din Caraș-Severin și Mehedinți au desfășurat timp de 3 zile acțiuni comune pe drumul Național 6 pentru prevenirea principalelor cauze ale accidentelor de circulație și pentru creșterea gradului de siguranță rutieră. Acțiunea a fost organizată ca urmare a creșterii alarmante a numărului de accidente rutiere pe tronsonul Orșova-Caransebeș. Aproape 550 de amenzi, majoritatea pentru depășirea vitezei legale, în valoare totală de peste 200.000 de lei, au dat polițiștii rutieri în numai 3 zile, în urma acțiunilor desfășurate pe drumul Național 6. De asemenea, au fost reținute 110 permise de conducere, cele mai multe 87, pentru nerespectarea regulilor privind depășirea. În ultimele 2 săptămâni, pe DN6, au avut loc 5 accidente rutiere grave, în urma cărora 6 persoane au decedat și alte 6 au fost rănite, dintre care 2 grav, în condițiile în care, în aceeași perioadă a anului trecut, s-a înregistrat un singur accident de rutier, soldat cu o persoană rănită grav. Cele 5 accidente s-au produs pe fondul vitezei neadaptate la condițiile de trafic, nerespectării regulilor privind depășirea și nepăstrării distanței între vehicule.